ca să pun arată. Vedeți, este elastic. Și vom avea nevoie de 1 kg de făină. Eu am aici făină Manitoba. Deci cu 12% proteină. Deci este cea mai bună și cu care mă împac eu cel mai bine. De la frumentă. Apoi vom avea nevoie de circa 400 de lapte. Eu mi-am pus aici 300 și dacă mai am nevoie am să mai adaug. În loc de zahăr eu pun miere de albine. Deci 200 de miere de albine sau puteți pune 200 de zahăr. O linguriță de sare, deci cam 10 grame de sare, o linguriță cu vârf. Vom mai avea nevoie de unt. Eu aici am 150 de grame de unt și unt de cacao 50, deci în total 200 de unt. Deci acesta este opțional. Puteți pune doar 200 de grame de unt. Apoi, vom mai avea nevoie de 50 de grame de drojdie proaspătă, deci 2 cubulețe, coajă de lămâie, vom mai avea nevoie de pasta de mandarine, pe care am făcut-o în direct cu voi, am scos-o aseară de la frigider ca să nu fie rece, deci de la congelator eu o țin la congelator, de 5 gălbenușuri, și apoi, pentru umplutură, voi face cozonacul astăzi unul cu fistic și vom avea nevoie și de albușurile de la gălbenușuri. Voi mai avea nevoie de un gălbenuș și puțin lapte ca să iungem făina, să fie cernută. Deci 1 kg de făină, 12% proteină. Deci, o făină pentru cozonac să fie puternică. Așa. Și să cernem făină. Și vom începe cu maiaua. Și într-un vas voi pune drojdia. Voi pune o linguriță de miere de albine sau de zahăr. Eu îl fac cu miere, dă un gust foarte bun la cozonac. Așa. Și vom adăuga un sfert din laptele nostru. Deci eu aici am 300, deci cam 100. O să punem așa. Amestecăm să topim bine drojdia. Și acum vom pune puțină făină. Vom acoperi cu folie alimentară și vom lăsa să dospească. Asta este drojdia. Și așteptăm să-și dubleze volumul. Și o punem aici deoparte. Aici avem 5 gălbenușuri. Vom pune sarea peste gălbenușuri. Pe toată. Și vom amesteca așa bine. Acum, peste laptele nostru, voi adăuga 200 de miere de albine. Am să-l mai încălzesc puțin să fie puțin mai cald. Voi pune laptele. Și voi adăuga 200 de miere. Și acum amestecăm să se topească. Dacă aveți, faceți cu zahăr, amestecați zahărul cu laptele. Deci mi-am pregătit 150 de unt de cacao. 50, deci am 200 în total. Sau puneți doar 200 de unt. Voi pune mai întâi acest unt de cacao la... să se topească și apoi voi adăuga pe celulețe să-l adăugăm peste celălalt. Așa, s-a topit și acum putem adăuga untul nostru peste, să se topească tot.
pregătim și aromele. Eu aici am pastă de mandarine, făcută cu mandarine întregi, tăiate, scos sâmburii, pusă cu zahăr, pusă pe foc, vedeți? S-a făcut ca o dulceață. Și aceasta dă o aromă foarte, foarte bună la cozonac. Și de aici voi pune 2-3 linguri. Voi gusta din aluat și când cred eu că este destul de aromat, atunci nu mai pun. Uitați cum arată pasta de mandarine, vedeți? Eu o țin la congelator, am scos-o aseară. Așa. Cam așa arată. Este ca o dulceață mai tare. Deci se ține cam 15-20 de minute pe foc până scade, apoi se mixează bine și se pune la congelator. Și când aveți nevoie, scoateți. Aici vom rade puțină coajă de lămâie. Coajă de lămâie. Și să încercăm, vedeți? O luăm și o strângem. Ia uitați. Deci este așa, 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 încă nu este foarte uscată. Așa, și acum depinde cât de umedă este. Atunci de și lichidul nostru va intra mai mult sau mai puțin. Așa, aici avem drojdia noastră. Se vede, nu? Ia uitați. A crescut. Așa, și acum putem să adăugăm celelalte ingrediente. Se vede. Vedeți câte beșicuțe are dedesubt? Așa. Și acum putem să adăugăm o parte din făină. Așa. Vom adăuga gălbenușurile noastre cu sare. Așa, când voi publica video pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, sau pe pagina de Facebook și aici după aceea, voi încerca să-l fac cât mai scurt. Și vom adăuga din pasta noastră de mandarine o linguriță, două, așa, chiar și trei. Cu cât este mai aromat, este mai bun. Coaja noastră de portocale. Laptele nostru cu zahăr și vom amesteca. Puteți pune și esență de rom, și esență de vanilie. Ce esență? Și acum adăugăm cealaltă făină și voi adăuga toată făină în bolul meu. Se vede, da? Voi adăuga și toată compoziția pe care am făcut-o mai devreme. Așa. Și acum vom începe să amestecăm încet. Voi adăuga și restul de lapte cu miere sau zahăr pe care îl avem aici. Și amestecăm totul așa bine. Așa, și acum, prima etapă, vom amesteca foarte bine ingredientele. Vom lăsa la crescut și apoi, după o oră, o oră și ceva, când își dublează volumul, vom adăuga și untul. Acum vom amesteca bine totul. Așa. Și-l acoperim cu folie alimentară ca să nu se usuce. Aluatul nostru a crescut. Și acum vom frământa cu mixerul. Așa, și vom mai adăuga încă puțin lapte. Vom pune încă puțin lapte și vom frământa.
Și după aceea vom adăuga și untul. Așa. Am adăugat prima dată 300 de lapte și acum mai adăugăm încă puțin. Și dăm drumul la mixer. Deci am adăugat încă aproape 200 de grame de lapte. Și acum vom adăuga și untul. Deci în total am adăugat 500 de lapte. Și adăugăm și untul. Când este absorbit untul, adăugăm altul. Și vom frământa circa 20 de minute în aluatul este gata, am să opresc. Oprim. Așa. Și aluatul nostru este gata. Vedeți? Îl scoatem de pe... Uitați-l cum arată. Vedeți? Este elastic. Și acum îl acoperim și îl lăsăm să crească până își dublează volumul. Am revenit cu aluatul de cozonac și îl punem aici pe masa noastră de lucru. Uitați-l.